Că spun ce Sorine, hai să vă citesc ce a postat acum 5 minute pe Instagram Mitriță. Da. Citez. Am decis să scriu acest mesaj pentru a exprima o preocupare foarte importantă. Deci pe Instagram a pus acum 5 minute Mitriță. În urma meciului de aseară au fost aduse insulte la adresa copiilor mei și a familiei mele. Iar acest lucru nu poate fi acceptat. Dacă aveți nemulțumiri, vă rog să le direcționați către mine personal, nu către cei dragi mie, care nu au nicio legătură cu aceste situații. Înțelegem cu toții că trecem printr-o perioadă dificilă, dar sunt convins că vom reveni mai puternici. Vă rog mult să dați dovadă de respect. Fiți mai bun. Semnat Alex Mitriță. Da, cine sunt? Nu știu, probabil pe rețelele de socializare sau nu știu. Dacă ești preocupat într-... Uite, hai să spun ceva. Dacă ești preocupat, te rog, ce ai vrut să zici? Dacă ești preocupat de ceea ce se vorbește pe... E mare greșeală. Pe Facebook, pe Instagram, pe toate. Asta e mare, cea mai mare prostie și a lor, a jucătorilor. Când niciunul, poate nici n-ar trebui să aibă așa ceva. Eu de exemplu, Soricuț, eu n-am Facebook. Nu vreau să știu, n-am vrut să știu niciodată. Nu mă interesează ce părere are X sau Y despre ce trebuie să fac eu și cum să mă comport eu. Că nu am nevoie, că nu știu cu cine vorbesc. De unde știi cine vorbește și își exprimă punctul? Ce calitate de om este? Ce poziție are în societate? Și atunci, eu îmi fac sânge rău când ăla cine știe ce jap de om. Auzi? Păi dacă tu te înjuri copiii sau nevasta sau ăla, tu îți dai seama ce calitate de om poate să fie ăla? Și atunci îmi fac probleme? Nici n-ar trebui să-și facă probleme și Alex cu treaba asta. E mai grav, Nea Sorin, dacă se referă la suporterii universității. Păi nu știi dacă e suporter universității. Și eu am pățit mic, ăla, poate erau suporteri de la echipa adversă, care abia te așteaptă să bucură. Ăsta. Și atunci de ce să intri tu într-un stres de tipul ăsta? Și într-un joc de tipul ăsta. Într-un te bravo. Care nu poți să, care tu nu știi să-l joci. Tu nu știi să-l joci. Și plus că ăla asta și aștepta ca el să se supere, să se manifeste, să vorbească, să... Când ei nu trebuie, ăștia niciodată nu trebuie băgați în seamă. Și trecuți cu vederea, omiși. Pentru că ăsta nu... Unul când ajunge să înjure copiii sau să... Băi, toate, bă, orice discuție ai, tu până la, și în discuțiile particulare, că le evitați, bă, familia de acasă, nevasta, copiii. Noi discutăm între noi, prieteniile noastre, una. Problemele de familie sunt altele. Bine, rușine, Sorin, o rușine, în orice caz, dacă i s-a întâmplat. O rușine, o rușine. Rușine, mă. Da. Bine, Sorin, mulțumim mult. Bine, domnilor, la revedere. Emisiunea.